Este viu el mai iubit, de-a dorul stânca mea.
scripturnei arătat Fiul tău s-a întrupat, că la oameni ai trimis pe Mesia cel promis. Dar puțin ne-au înțeles că El e mielul cel ales și-al tău plan s-a împlinit prin Iisus cel răstignit. Ce te-a părăsit, Iisuse, cei mulți pe care ai învățat? A fost uitarea, necredința sau mintele s-a întunecat? De ce te-a părăsit, Iisuse, mulțimea ce a fost hrănită? De ce ai lăsat ca pâinea vieții să fie așa de cum zdrobită? De ce te-a părăsit, Iisuse, ce te-a vrut ca împărat? Cum a putut să te privească, batjocorit, crucificat? De ce te-a părăsit, Iisuse, cei ce au strigat avid Osana? Cum a putut să te privească, purtând pe cap de spini coroana? De ce te-a părăsit, Iisuse, ai tăi ce te-au știut bine? Cum au putut toți, nu doar Petru, să nu mai fie lângă tine? De ce te-au părăsit, Iisuse, cei ce au fost vindecați de tine? Cum au putut, de frică, ori de îndoială, sau de ceva ce-i și în mine? De ce te-au părăsit, Iisuse, aș vrea să știu, nu se acuz, și pentru a mântări vederia, să nu ajung or și confuz. Vreau ca în clipa fericită, la fel ca în ziua când mi-e greu, să nu fiu înșelat, Iisuse, să nu te părăsesc eu. Mi-e greu să înțeleg, o Doamne, de ce ai ales ca să ne ierți când ai știut că nu ne place nici să ne îndemni, nici să ne cerți. Mi-e greu să înțeleg, o Doamne, de ce ai ales să-ți fim urmași când ai știut rostim slogane, dar foarte greu suntem făptași. Mi-e greu să înțeleg, Doamne, de ce mijlocești pentru noi când știi nu prețuim curatul, mai mult ne place noroi. Mi-e greu, dar totuși știu răspunsul. E bunătatea, e mila ta, așa ai fost, ești, vei rămâne, a ta să fie gloria. Yeah.
ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Iată locul unde îl puseseră. Aduceți-vă aminte ce vă spunea pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătosilor și să fie răstignit, iar a treia zi să învie. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea cum v-a spus. Auzi cum răsună pământul de cântec viu și curat. E imnul divin, este cântul ce zboară pe arica vântul. Hristos a înviat. Și raza de soare zâmbește, grădina în flori s-a îmbrăcat. Întreaga natură vestește că-și Domnul vieții trăiește. Hristos a înviat. De acum este vie credința, cum viu este cel ce s-a dat, cel ce a primit suferința și nouă ne-a dat biruința, Hristos a înviat. Scăpați din glozava osândă, slujind credincioși neîncetat, deși din credința prăpândă, prin haria devine crescândă, Hristos a înviat. Chemavă-mi cu drag omenirea, la cel ce viață ne-a dat. Aceasta ne este menirea și în cer ne-o primi răsplătirea, Hristos a înviat.
Iisus a înviat! Ce bucurie! Dovadă e mormântul gol, fâșiile de pânză și ștergarul, femeile speriate de adevăr. Prin înviere a dus viață și boltul morții veșnic a fost frânt. Vedere prin credință am primit și o nouă misiune pe pământ. Să spunem o și când ce o și unde, da sa înviere și da său triumf. De ce să spunem și de mântuire la toți acei ce strătăciți? Câtă vreme nu s-a închis cartea mântuirii, cât Iisus mai poartă în răni sângele iubirii, cât mai poate pâlpâi ziarul și cenușă, stai și ascultă, Domnul tău bate acum la ușă. Dacă azi, în preajma ta, e că vrea să spună gândul cel mai însemnat, vestea cea mai bună. Nu lăsa să plece trist, poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Astăzi, dar, prieten drag, cât mai este milă, cât ietarea nu și-a închis, cea din urmă filă, cât al neamurilor timp încă nu se curmă, cât Iisus mai poartă în rând, stropii cei din urmă, nu lăsa să plece trist, poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Iată, el și-a întors către tine fața, omule, fii înțelept, aș primește viața.